Să cumpărați toate codurile din 2021. Dați-mi voie să vă nuanțez întrebarea. Dacă întrebarea noastră este să cumpărați codurile, cel puțin cele care au suferit modificări recente, răspunsul este da. Dacă mă întrebați dacă ar trebui să resubliniați și să vă apucați să învățați numai din codurile astea noi, atunci răspunsul este nu. De exemplu, codul civil. N-am mai avut modificări majore de cel puțin 3-4 ani. Dacă aveți un cod civil care e măcar din 2015 încoace, vii bun. Vă garantez, vii bun. Dacă mai este cumva și exact ăla la care ați învățat anul trecut, acum 2 ani, de exemplu, când ați mai dat, fie pentru licență, fie pentru admitere într-una dintre profesiile juridice, e perfect. Țineți-l. Folosiți-vă inclusiv de memoria vizuală. Dacă, de exemplu, vorbim despre codul de procedură civilă, tot ce înseamnă 2019 încoace, deja e bun. N-am mai avut modificări majore. Nu am mai avut modificări majore din 2019 încoace. Legea 130 pe 2018 este ultima care a făcut modificări mari. La codul penal, de asemenea, avem câteva modificări, atenție, miculuțe, dar sunt prin toamna anului 2020. La procedură penală, iarăși avem câteva legi care au modificat, câteva articole pe aici pe acolo. Și atunci, pentru măcar ălea, merită să le luați. Dar, ca dacă aveți deja codurile alea mai vechi ale voastre, care sunt subliniate cu post-it-uri și dacă știți deja codul de culori, ce înseamnă roz, ce înseamnă mov, ce înseamnă verde, nu veți avea timp să mutați toate sublinierile, că e muncă de chinez bătrân, nu aveți timp pentru asta. Articolele care s-au modificat, cu tupeul dat la maxim, luați o foarfecă, tăiați jos din codul 2021 noua formă articolului și o lipiți cu tupeul dat la maxim peste forma veche în cod. Intensa.